Salutare, lume, te gândești de ce vezi acest videoclip? Uite, hai să începem o prezentare a Discord-ului. După ce ai intrat pe Discord, trebuie să te verifici. Altfel, nu vei apărea. Uite cum e băiatul ăsta de aici. O să mergem și o să dăm acum gradul de abonat. Dar voi trebuie neapărat să reacționați aici. După aia, ai putea să citești regulamentul. Aici vei avea tot felul de informații despre regulamentul nostru. Ce trebuie să faci, cum trebuie să folosești boții și mai departe. Bine, nu chiar toți sunt puși aici. Anunțurile, când se întâmplă ceva sau orice streaming, totul de streaming de la mine și de la alte persoane care pot să fiu un partener cu ei. Welcome, aici cine vine, cine pleacă. Booster, cine a dat boost. După ce s-a schimbat Discord-ul, a rămas numai atâta. Carbotul e creat pentru roluri. Uitați aici câte roluri există, aici vă puteți reacționa tot. Parteneriate. Vedeți aici cu cine avem parteneriate, am uitat să bag pe ceilalți băieți cu cine am. Aici poate să fie o chestie de deschide etichetă în caz de o problemă sau așa mai departe. Aici giveaway, eventurile, jocuri free, după cum vedeți. Aici la anime, trivia, aici puteți să răspundeți pe engleză. Vă dau o șansă, un exemplu așa, am învățat și engleză, dacă tot vă interesează aici, s-a creat acest bot, puteți să răspundeți și eu să primiți niște premii. Chat-ul, comenzile, cel mai important, aici se vor folosi toate comenzile, gen pentru muzică, rank și mai departe. Aici o să vedem ce o să facem, încă nu e cerere partenera, dacă ai 100 de membri pe Discord-ul tău și vrei să faci parteneriat, intri pe Discord și aplici. Poze, aici o să fie numai poze, de asta amuzante, camera de chestii amuzante, aici cu level info, aici o să fie levelul pe care au pare lumea, poți să vedem cum o să facem aici. Sugestii server, deja a fost o sugestie, camera de streaming, de voice, asta cu donează gen pentru VIP, o să fie pentru chestia de Minecraft, o să vedeți, o să vă explic și eu acum ce se face. Bun, acum. Hai să vă explic în felul următor. O să facem o chestie în care n-am deschis, o să ne deschidem un server până la urmă, în care se va putea posta pe tu juca cu toată lumea. Serverul încă nu e hostat, dar o să vedem pe viitor. Eu am făcut regulament staff pentru că lumea a început să intre pe server și a început să tăie cu flood, ceea ce dacă vedeți cu chestii de gen mai bine v-aș recomanda să nu. Regulament Minecraft, gen să nu folosească lumea. Comenzile, toate comenzile pe care un exemplu ai avea nevoie. Aici e aplicația Staff Minecraft pe care vă aștept și pe voi să veniți sau puteți să veniți și pe chestia de... O să revenim după la chestia asta. Informațiile, Staff Minecraft Voice-ul, adică cei de pe Staff. Dacă vrei, aici e cel mai important, dacă vrei să participi cu noi, să fii Staff pe canalul de YouTube și mai departe, va trebui să citești regulamentul staff, cât și cel al serverului. Pentru nu astea, aici, neapărat. Reclamați staff în caz dacă un staff s-a greșit și așa mai departe. Anunțuri, aici toate anunțurile, chat staff-ul, reportul, vedeți, cu dovezi, cu tot e creat de developerul Sergiu, împreună cu ceilalți care sunt în staff. Îi vedeți aici. Pentru apa aici o să vedem, o să facem o chestie în... cum ar fi să poți să intri și un exemplu să ceri ap, dacă un exemplu eu am uitat să-ți dau. Intră în staff, aici tot la fel o chestie, aici o să fie aplicațiile. Aici o vin roli, clar, numai fondatorii. Așa că o să puteți să intrați pe serverul meu de Discord. O să vă las primul link din descriere. Și let's go. Vă aștept pe Discord, la un joc, la pe interacțiune cu membrii, cine e toxic o să fie scos afară, cine e băiat bun va rămâne și o să va putea juca cu noi. Așa că, ce zic, altceva, nu mai am ce să vă mai zic, let's go și vă aștept pe Discord. Ciao, ciao, o zi frumoasă aveți!